Andreea Crudu se schimbă pe zi ce trece, este hotărâtă mai mult ca niciodată să-și transforme radical viața în bine. Asta în timp ce fostul ei iubit, care a înșelat-o, a dat de necazuri. Decizie radicală. Am crezut în relația asta și în viitor și că o să facem un copil. Daniela Crudu este hotărâtă să-l uite pentru totdeauna pe Mihai Costea și a schimbat numărul de telefon. Acum, dacă o va mai căuta Nilă, nu va mai da de ea, nu mai vrea să audă de el. În afară de familie și câțiva prieteni apropiați, nimeni nu mai are noile ei date de contact. Iar dacă în relația ei cu Nilă Brunete i-au fost puse câteva bariere, vrea să se refugieze în muncă, iar săptămâna asta a acceptat primul job. E încântată că nu mai trebuie să dea explicații și nici să mai stea închisă în casă, așa cum se întâmpla când era iubita lui Nilă. Dacă Daniela îi merge de minune, conform presei mondene, fotbalistul a fost prins de radar când mergea cu o viteză de 131 de km la oră. Așa că se pare că s-a ales cu o amendă de 810 lei și cu permisul suspendat pentru 3 luni de zi.